Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, sunt Simona Urdea și vă invit să urmăriți știrile. Zăpada a pus din nou stăpânire și pe centrul țării. Încă de la primele ore ale dimineții a nins în Făgăraș și asta spre bucuria iubitorilor sporturilor de iarnă și spre nemulțumirea celor cu venituri mici care se gândesc cu amar la facturile de încălzire. Temperaturile destul de ridicate, dar și apariția primilor ghioceni ne ducea în urmă cu câteva zile cu gândul la primăvară. Să nu uităm totuși că suntem în luna lui Gerar, iar zilele călduroase sunt departe în plus și prognoza meteorologilor s-a adeverit. Ninge în multe zone din țară, așa că iubitorii sporturilor de iarnă își fac deja planuri pentru weekend. Ba, e bine că ninge. E prea de vreme să fie căldură acum. 11 grade în ianuarie nu prea e recomandat. Te duci la semnul la schiat sau... Da, mă duc, că-mi place să mă dau. E extrem, e adrenalina în sânge, e super fain. Te-ai dezamăgit când ai văzut că s-a încălzit și mai e zăpadă? Da, m-am dezamăgit pentru că mie îmi place să schiez, să mă dau cu semnul cu snowboard-ul. Mie îmi place locurile și sporturile extreme foarte mult. O să pleci undeva? Da, la Bâlia Lac, la... Sâmbăta de sus, Sâmbăta de jos, unde ninge și e frumos. Zăpada aduce cu ea nu doar bucurii, ci și facturi la încălzire mai mari. Nu prea din cauza prețurilor la gaze. Păi facturile sunt monstruoase. Este păcat de o țară care are resurse naturale și cei de la conducere le risipesc. În Făgăraș, zăpada nu a creat probleme, deși în doar câteva ore măsura deja câțiva centimetri. Se circulă bine pe drumul național 1 între Sibiu și Brașov, dar și pe drumurile județene din zona Făgărașului. Chiar și așa, drumarii și autoritățile locale sunt în alertă. Toată iarna a fost pregătiți, avem utilaje necesare, avem sare, avem nisip. Fac un apel la bună înțelegere și la răbdarea cetățenilor. În primul rând să... facem în așa fel încât carosabilul să fie degajat, să nu fie mașini parcate și în al doilea rând să avem puțină răbdare în momentul în care intervenim să nu mai intrăm în panică. Iar veștile meteorologilor nu sunt bune nici pentru următoarele zile. Vom avea parte de temperaturi scăzute și ninsoare abundentă.